și bine ați revenit pe canalul meu. După cum puteți observa din titlu, de astăzi încep practic colecția mea și voi face colecția mea de parfumuri astăzi, dar o să încep așa treptat să fac colecția mea de make-up. Nu pot să vă arăt pe toată într-un clip pentru că am foarte multe produse și ar dura o veșnicie și zic că ar fi mai ok să vă arăt așa colecția mea de make-up pe bucăți, gen produse de față, produse de ochi, produse de buze, pentru că aș putea să vă fac și swatch-uri, să vă vorbesc puțin despre fiecare produs în parte. Dacă sunteți de acord cu asta, vă rog să-mi lăsați în comentarii și aș fi foarte bucuroasă să-mi spuneți cum ați vrea voi să vedeți colecția mea de make-up. Nu știu, să o vedeți într-un live sau să o vedeți așa pe bucăți ca să rămână pe YouTube. Până îmi răspundeți voi, eu o să fac colecția mea de parfumuri și am câteva, nu foarte multe ca alte fete, dar cât să-mi ajungă și cât să pot să le termin pentru a încerca altele. Și o să încep cu preferatul meu, care de altfel este pe terminate. Este vorba despre acesta de la Avon. Sper să se vadă ceva, este din gama Cherry, nu știu cum se pronunță, niciodată n-am știut. Este un spray parfumat și are 75 de ml și este pe terminate, mai are foarte, foarte puțin. O să-l vedeți în empties, nu o să trag de el, doar pur și simplu o să-l folosesc și cam atât. Este un parfum care îmi place foarte mult, eu ador parfumurile astea mai light, așa, nu cele foarte puternice. Dar pe perioada rece folosesc și parfumuri puternice, veți vedea că am câteva. Vi-l recomand. Un parfum puternic, poftim. Este acesta, I Mary, Elixir, tot de la Avon. Probabil le-ați văzut, multe din ele le-ați văzut și în colecția mea de anul trecut. Acesta are 50 de ml și este o apă de toaletă. Este un parfum foarte, foarte puternic, așa arată, atât am consumat de fapt din el. Ambalajul este un pic meh, dar merge, nu ne dăm cu ambalajul, folosind produsul din interior, zic eu. Și da, e un parfum puternic pentru persoanele care nu tolerează parfumurile puternice, să zic așa, nu-l recomand. Un alt parfum este acesta, se numește Mini Sexy și este o apă de parfum. Are 25 de ml, nu știu să vă spun de la ce brand este parfumul ăsta, pentru că tocmai ce l-am primit, mulțumesc pentru el, știi tu cine, este puternic, dar este suportabil, deci îl suport. V-am spus, am probleme cu parfumurile puternice, dar pe acesta îl suport. Îmi place cum miroase. Miroase a ceva trandafir cu altă floare, deci nu e doar trandafir. Îmi place mult, dacă îl găsiți sau dacă știți de unde să-l iau sau unde se găsesc, îmi spuneți. Un alt parfum de la Avon este vorba despre acesta și se numește Avon Pure. E sticla transparentă și nu se vede. Are 50 de ml și este tot o apă de toaletă. Este un parfum așa și așa, nici foarte tare, dar nici foarte, foarte light. Dar nici nu persistă atât de mult, persistă în jur la 3-4 ore. Îl folosesc de când l-am, abia l-am folosit, îl folosesc, dar nu atât de des ca pe cel dinainte, pe primul. Parfumul pe care îl super mega iubesc din totdeauna este acesta. Și este vorba despre Tresel sau nu știu cum se pronunță, de la Avon. Are 50 de ml și este o apă de parfum. Miroase genial, deci pur și simplu îl ador. Nu vreți să știți cum miroase, este mirosul pe care mi-amintește mie de liceu, îl foloseam în liceu și îl folosesc și acum și deja observ că am jumătate din el și nu prea e la ofertă, dar o să-l recumpăr când o să se termine, nu o să mai rămân fără el. Am un parfum pe care l-am primit din Turcia, am și deodorantul de la el, acest parfum este mega puternic. Nu îl suport, nu-i suport mirosul, dar încerc să-l folosesc prin cameră, încerc să-l folosesc pe haine. Deci în momentul în care îl pulverizez pe tine, miroase îngrozitor de tare, deranjez pe toată lumea cu el.
Dar după o perioadă, mirosul lui se așează, să zic așa, acum na, depinde și de pH-ul fiecărei persoane, de ce stai așa? Dar de ce? Ce ai? Vrei să zbori? Depinde de mirosul fiecărei persoane, spuneam, și de pH-ul fiecărei persoane. Are 100 de mililitri și este o apă de toaletă, Cecil Amour se numește. Nu se găsește în România, nu o să îl găsiți pe niciun site, pentru că l-am căutat și eu și nu l-am găsit decât în Turcia și de acolo l-am și primit. Dar îmi place atunci când se așează pe corp, să zicem, după o oră așa, miroase destul de plăcut, miroase cam ca acesta, trandafir și încă ceva, dar acesta este mult, mult, mult prea puternic, dar persistă super bine. Încă un parfum care este pe sufletul meu, așa, este acesta de la Avon, se numește Incandescence, cred. Este o apă de toaletă și el, am folosit destul de mult din el, îl ador. L-am avut de nenumărate ori și în variantă mare și în variantă mică și evident că o să-l recumpăr. Dacă sunteți reprezentanti Avon și mă îndoiesc că nu sunt fete care mă urmăresc și sunt reprezentante Avon, știți despre ce vorbesc, nu e un parfum wow sau ceva mare brand. Un alt parfum de la Avon pe care din nou l-am primit este acesta, Rare Platinum. Am fost foarte curioasă să văd cum miroase acest parfum și este apă de parfum. Miroase a cocos, foarte pregnant, deci are un miros de cocos incredibil, dar mai are și altceva pe lângă mirosul de cocos și aș vrea să-mi spuneți voi, dacă sunteți reprezentante Avon, aș vrea să-mi spuneți ce mai are acest parfum pe lângă mirosul de cocos, pentru că mai miroase a ceva, nu e numai cocos. Dar îmi place mult de tot mirosul și pur și simplu îl ador, de când l-am primit, îl cam folosesc. Un alt parfum de la Avon este acesta, Biromantic sau Romantic. Are aici drăguț scris Avon înăuntru. Este un parfum așa mai de adolescente. Îl văd potrivit pentru fetele de liceu, începutul liceului, clasa 9, atunci când toată lumea când fetele sunt așa euforice și bucuroase că întâlnesc fete noi, băieți noi. Așa văd eu parfumul ăsta, potrivit pentru o adolescentă. N-am știut cum miroase când l-am cumpărat, dar îmi place mult de tot mirosul și îmi place să-l folosesc toamna, primăvara. E genial, vi-l recomand și e foarte ieftin la Avon. Parfumul care mi-amintește de copilărie de această dată, nu de liceu, este acesta. Da, este un parfum ieftin, este Suddenly Diamonds. Este un parfum care se găsește în Lidl și știu că este destul de ieftin pentru că îl primeam și eu. Este o apă de parfum și are 50 de mililitri. Miroase genial, superb. Știu că mai este o variantă și eu pe acela îl primeam, dar l-am primit de câteva ori și pe acesta de la mătușa mea. Din păcate, ea n-a mai venit în țară și n-a mai avut de unde să fac rost de parfumul ăsta. Și am aflat de foarte puțin timp că se găsește în Lidl, dar n-am Lidl în oraș. Deci, din nou, n-am avut cum să fac rost de el, așa că l-am primit într-un swap cu Anca Bușoiu. Mulțumesc, Anca! Îl ador, deci trag de el, abia dau un pâs acolo și gata, nu mai vreau să mai dau pentru că mi se consumă și eu îl ador și n-am de unde să-l cumpăr. Miroase genial, vi le recomand și chiar persistă. Pentru prețul pe care îl au, chiar persistă. Un parfum de la Avon care îl cumpăr și îl recumpăr de câte ori mi se termină și nu știu ce parfum să iau, este acesta, Little Black Dress. Este tot o apă de parfum, se pare că am multe ape de parfum. Îmi place mult mirosul său este delicat. Miroase drăguț. Nu știu să descriu mirosul, cred că puteți observa, dar încercați-l să vedeți cum e, pentru că nu costă foarte mult. Știu că vine și în cantitate de 50 de ml, dar și în cantitate de 100 de ml mai nou. Un parfum pe care l-am cumpărat de curând și pe care l-ați văzut în acel mini haul pe care
L-am postat, cred că o săptămână trecută sau cu 2 săptămâni, nu știu când, pentru că nu știu când apare clipul ăsta, de asta spun. Este vorba despre acest parfum Premier Look de la Avon. L-am mirosit în catalog pe o pagină parfumată, dacă vă vine să credeți, și m-am îndrăgostit de mirosul lui. Este o apă de parfum și are 30 de mililitri. L-am luat în varianta asta pentru că nu știam sigur dacă va mirosi la fel sau va fi mai puternic atunci când o să-l miros din sticluță, practic. Am avut și mostra de la el, dar din mostră eu nu-mi dau seama niciodată cum miroase un parfum. Deci absolut niciodată, pentru că mostra aia este super puțină, nu e atât de concentrat cum e ăsta, nu știu, mie așa mi se pare. Dar miroase puternic, miroase elegant, miroase finuț, finuț la sens, în sensul de femeie finuță. Îmi place mult cum miroase. Îl văd potrivit pentru seară, pentru un eveniment mai special. Îmi place mult, vi recomand. Nu știu, am dat vreo 23 de lei pe cantitatea asta și cantitatea mai mare și ambalajul lui normal. E mult mai scump, dar când o să-l termin, o să dau banii și pe acela mare. Și ultimul parfum pe care l-am, v-am spus, n-am multe parfumuri, este acesta de la Oriflame. Se numește Miss Giordani. Este apă de parfum și are tot 50 de mililitri. Capacul ăsta arată foarte drăguț și sticla e strâmbă. Miroase foarte bine, l-am primit și pe acesta de curând. N-are mult când l-am primit. Nu prea sunt familiară cu produsele, cu parfumurile Oriflame. Am avut doar câteva pentru că nu mi-a plăcut să fiu reprezentant Oriflame niciodată. Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut. Nu mă împac cu produsele lor în general. Dar îmi place cum miroase acest parfum și vi-l recomand. Probabil știți și voi cum miroase, pentru că sunt multe reprezentante Avon și Oriflame, după cum am mai spus încă o dată acest lucru. Dar miroase bine, miroase floral, are și ceva lemnos în el, simt ceva lemnos, nu știu, ceva cedru, ceva, nu știu, ceva e lemnos în el. Dar vi-l recomand, nu știu, cred că merită încercat, habar n-am nici cât costă, nici nimic, dar îmi place. Acesta a fost clipul. Astea sunt toate parfumurile mele pe care le am. Am strâns și ce aveam prin geantă. N-am foarte multe, dar mi-aș cerut să fac clipul ăsta și poftim. L-am făcut, sper să vă placă, sper să vă bucurați de clip. Dacă aveți parfumuri din ceea ce v-am arătat eu aici, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Vă rog să mă ajutați în legătură cu cel de la Avon Rare Platinum, să-mi spuneți ce mai are în el pe lângă cocos. Și da, în principiu sper că v-a plăcut. Să deschideți descrierea pentru că acolo găsiți toate rețelele mele de socializare. Vă aștept pe grupul Fetele Pricepute, unde suntem foarte multe acum, deci am crescut foarte, foarte repede. Suntem aproape, aproape 2000 de fete, 2000 de membri în acel grup și vă aștept și pe voi. Este imposibil să nu vă placă, pentru că acolo veți găsi absolut toate informațiile de care voi aveți nevoie în viața de zi cu zi. Și cam atât pentru astăzi. V-am pupat, aveți mare grijă de voi și fiți frumoase. Pa!